genul programului Talk Show. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, emisiunea Întâlnit din această seară, care este în direct, da, că nu avem fotografii și filmulețe și nici nu filmăm pe teren, vă propune o discuție, nu știu, zic eu, interesantă, femeia în politică, o discuție care a tot fost în ultimul timp vehiculată. Pentru ca lucrurile să meargă bine, am zis că nu vreau să invit femei care au treabă cu politica prin Parlamentul României, deși avem două, chiar trei deputate. Aveam, Monica Iacobiți nu mai este în libertate, deci trei deputate de Hunedoara. N-am vrut să aduc nici pe cineva chiar din prima linie care este în administrație și care s-ar putea bănui că, domnule, urmărește, nu știu, vreun scop ascuns. Și am zis, vreau să fac emisiunea asta Întâlniri cu un om cu mintea foarte deschisă, care este medic de succes, care este mamă, cu asta trebuia să încep, da? Care este mamă de succes, medic de succes și un politic de succes. Și discutăm despre această provocare, să spun așa, care este femeia în politică. Lumea politică e destul de misogină. Doamna Gabriela Maracu, medic, nu, mamă, medic și un politic. Bună seara, bine ați venit la Întâlnire. Bună seara, mulțumesc pentru invitația. O, dar de când mă chinui eu și mă străduiesc să facem această întâlnire? E adevărat și pare o întâlnire ușor incomodă pentru mine. Ați început povestind despre doamnele cu adevărat de succes în politică. Ați spus că femeia în politică e privită cu misoginism și atunci, pentru că fac medicină, o medicină bazată pe dovezi, hai să începem cu a spune că în România doar 9% din femei sunt reprezentate în forurile înalte, spre deosebire de alte țări din lumea civilizată, unde procentul ajunge spre 30%. Și eu încă mai sper să trăiesc momentele în care vor fi și în România măcar 25% femei în Parlamentul României și în guvern. Și eu sper, dar acum ați vedea modelul, pentru că de multe ori stăm și judecăm. Acum, doamna Roberta Anastase, care știa să numere într-un anume fel, doamna Elena Udrea, care este de un blond superb, să zic așa, și alte și alte femei celebre, că doamna Corina Crețu, ca să zicem, și de la PSD, să nu zicem numai de la PNL și PDL, da? Care, vorba aceea, a făcut istorie cu niște mesaje cu Colin Powell, dacă vă aduceți bine aminte. Și atunci există suspiciunea asta întotdeauna, domne, și mai sunt chiar președinta Partidului Național Liberal, care în sfârșit, nu e o femeie urâtă, da? Nu, chiar, care, e o femeie frumoasă. Și deșteaptă, deșteaptă. Bun, deci există niște prejudecăți? Există prejudecăți hrănite de voi bărbații, în primul rând, și din păcate pe care noi le acceptăm ca femeile la cratiță. Pentru mine cel mai mare mister este cum de, în condițiile în care totuși femeile votează în majoritate în România, da? Deci astea cred că sunt procente care pot fi verificate, în general, trecând prin niște campanii electorale, stând în stradă, vorbind cu oamenii, femeile de fapt au o reținere pentru a vota femei. Și lucrurile astea nu le înțeleg nici eu. Acum enumerați noastră niște nume de femei din politică. Eu vreau să vă spun că de-a lungul timpului, de 14 ani, de când fac politică, sigur că am citit de multe ori și articole și analize despre femeia în politică. Și mi-a plăcut foarte mult o abordare a unei doamne, bineînțeles, care încerca să
clasifice femeile din politică cu exemple. Și mi-ar place să fiu în prima categorie și să fim cât mai multe acolo, în categoria femeilor brand. Și aici erau enumerate două, poate că lumea se așteaptă. Mona Muscă și doamna Macovei. Erau greu. Aici, da. Eu făcând destul de multă analiză politică, deși o fac înainte de emisiune și n-am mai abordat subiecte, dar acum m-am întors și pe subiecte de politică pentru că mă interesează foarte tare să le fac și pe astea și să le fac bine, adică fără niciun fel de partiprii, pentru că eu nu pot avea partipriuri, acum cel puțin în România, eu nu am niciun partid pe care să-l simpatizez măcar. Și am mărturisit-o asta de mai multe ori și am spus-o de mai multă vreme. Dar erau alți reporteri și alți colegi de-ai mei, da, care erau, să zic așa, focusați pe tema asta. Mona Muscă și Monica Macoveni nu cred că sunt, pentru mine cel puțin, nu le-aș considera femei brand pentru că am eu motivele mele. Chiar cu Monica Macoveni n-am stat față către față, cu Monica Muscă da, cu Mona Muscă da. Nu. Mă rog, asta era prima categorie. Urma a doua categorie a femeilor frumoase, foarte frumoase, cu fustițe scurte, dar care mai au și un alt păcat pe care e jenant să-l spunem la televizor, dar asta se discută peste tot, da? Cum a ajuns una sau alta atât de sus în politică, pentru că are un bărbat alături de ea, lângă ea, mai departe, înțelegem. În spatele sau în spate, 3 metri în față, sigur, mă rog, e problema lor. Sunt femeile care au avut acel moment de glorie și femeile care sunt fetele taților importanți, soțiile bărbaților importanți, amantele bărbaților importanți. E, și atunci, dacă luăm doar strict această categorie, atunci aș prefera să fie cât mai multe în categoria brandului. Bun, putem să aducem pe altele în față. În general, o femeie care ajunge în politică, și asta vă spun eu ca femeie, e clar că trebuie să arate și bine. Pentru că și atunci când mergi într-un magazin sau știu eu, când ai nevoie de o consultanță, chiar la o bancă, și ca femeie și ca bărbat, intrând înăuntru, te uiți, da? Și o femeie îngrijită, o femeie zâmbitoare, o femeie care îți transmite ceva, este cea pe care o alegi, cu care discuți, nu? Pentru că poate să fie foarte deșteaptă în momentul în care începe să vorbească, să te vrăjească, dar trebuie să îi se ofere ocazia. Ori voi, bărbații, în general, nu oferiți prea multe ocazii femeilor care nu sunt frumoase. Chiar dacă sunt deșteptă. Foarte interesant lucrul ăsta. Deci un pic mă simt, stimați telespectatori. Acum ești. Este prima emisiune întâlnire la care eu mă simt atacat. Glumesc, bineînțeles. Pentru că, da, în politică știu cum merge treaba, pentru că în politică ierarhia asta, și am și explicație de ce nu se oferă aceste șanse, cel puțin în politică, poate nici în afaceri. Da? Pentru că de multe ori ți-e teamă de aturile pe care le are în plus o femeie în față de tine. De exemplu, eu mărturisesc eu aici, fără să mă ascund de nimeni, că din păcate, fără soția mea, din păcate pentru mine, fără soția mea, eu aș fi un om terminat. Eu deci aș mânca probabil sandwich-uri tot timpul, m-aș îmbrăca, n-aș ști ce să îmbrac, întotdeauna aș fi, ba cu, nu știu, cu cămășile necălcate, ba fără lenjerie intimă, atenție, nu ne curată, da, cred că m-ar trebui să cumpăr tone de lenjerie intimă, că niciodată nu stau să spăl, să fiu atent, nu, la coșul de rufe și niciodată nu mă îndeletnicesc cu aceste lucruri. A, aș umbla mai mult flămând că aș mânca sandvișuri sau aș mânca pe unde aș apuca, cred că aș slăbi, deci clar aș slăbi. Din nou vă atac. Așa. Deci, ca orice bărbat, așa mă și așteptam, să vă elogiați soția pentru lucrurile astea, vă face de mâncare, vă spală, vă calcă. De ce oare n-ați început cu soția, da, lângă care aveți liniște, puteți să evoluați profesional?
S-a întâmplat așa, dar astea sunt nevoile primare. Cred că soția mea, dacă ar zice despre mine, ar zice tot așa: domnule, mă simt totuși confortabil cât de cât financiar, adică nu suferim foame. Că încep de la nevoia asta de supraviețuire, dar da, aveți dreptate. În primul și în primul rând, faptul că există această siguranță, spatele pe care despre asta vorbim, spatele care mi este ținut acasă. Da, întotdeauna și în politică se așteaptă ca femeile să fie în spate, în linia a doua, să fie de fapt cele care împing în față bărbații. Minunat ar fi să ne considerați partenere. Eu nu merg pe ideea că suntem egali. Nu suntem egali și la modul foarte orgolios am să vă demonstrez matematic. Adică sexul feminin este dat de cromozomii XX, sexul masculin de XY. Deci între noi ca sexe e diferență un picioruș de la Y la X. Pot să vă spun că pe acel picioruș există foarte multe gene. Deci din start Dumnezeu ne-a creat să fim mai bune decât voi, bărbații. Feminism pe față aici, deja. Nu neapărat, dar de atâtea ori am fost, nu eu personal, dar colege de-a mele, prietene de-a mele încolțite. Vorbeam noi înainte de prietena mea și o femeie deosebită, de Vetuța Stănescu, da? Da, da, da. Știți foarte bine câte frământări au fost, câte lupte au fost, până când, câte atacuri mizerabile la adresa unei femei, despre care nu știu dacă cu adevărat cineva poate spune lucruri rele. Este o femeie care a ajuns prin foarte multă muncă, foarte multă tenacitate, pentru că nu poți. Deci dacă un bărbat ajunge în acel post muncind 10 ore pe zi, femeia aceea muncește 23 de ore ca să ajungă să fie cât de cât apreciată. Nu e un top model, deci vorbim despre femeia în politică, nu e nevoie să fie neapărat ultima frumusețe de pe pământul ăsta. Să fii serioasă, serioasă însemnând să ai seriozitate în absolut tot ce faci, da? Să abordezi fiecare subiect, pe fiecare om, fiecare problemă, ca și cum ar fi problema ta. Și poate că de multe ori ați auzit discuția asta, de ce totuși femeile, vorbeam de afaceri. Eu cunosc destul de multe femei de afaceri care reușesc singure sau cu un număr mic de oameni să aibă succes financiar mai mare decât bărbații. Pentru că atunci când o femeie începe un proiect, indiferent de care, fie că e familial, fie că este profesional, fie că e politic, femeia aceea nu se aruncă, nu vrea doar pentru ca să scrie în CV-ul ei am fost și ministru secretar de stat sau deputat sau președinte de partid. Femeile în general își apreciază valoarea. Și dacă ele consideră că sunt în stare să facă față unor provocări, merg mai departe. Dacă nu, rămân pe loc. Ori bărbaților cărora li se propune o funcție, foarte rar stau să se gândească dacă vor fi în stare să realizeze ceva acolo. Bun, e bine știut lucrul ăsta, dar din păcate avem și exemple care ne contrazic, adică avem exemple de bune executante. Vorbeam de Roberta Anastase, da? Care a primit un ordin, bă, trebuie să pice legea aia sau trebuie să treacă legea aia, nici nu știu cum a fost, în orice caz știu că a numărat cum a dorit dânsa. Adică acolo a fost flagrant pe față, ceea ce nu te aștepți de la o femeie, pentru că este clar că femeile au un spirit de observație mai ascuțit și mai dezvoltat decât bărbații. Este clar că la o numărătoare, deci prin definiție, femeia, eu când o văd pe nevastă mea, când mă duc la piață sau mă duc într-un magazin, deci eu aș cumpăra cea mai proastă marfă. De aia nu mă lasă singur la cumpărături, sau când mă duc cu lista. Da. Deci știi, observă, bă, marfa e bună, marfa e altă. Nu se putea acolo în Parlamentul României, dar bun, să fie explicația că dânsa n-a prea fost la piață, că e top model și... Poate și asta, poate și da, vă rog. O altă propunere pe care o fac sincer, acum în discuția aceasta drăguță și amabilă între noi doi, momentul în care cineva este propus pentru astfel de funcție atât de înaltă,
Eu, ca medic, în primul rând, aș avea o stare de confort mai bună dacă acestor oameni li s-ar face o evaluare psihologică, fără a-i jigni. Pentru că, pur și simplu, am văzut mulți oameni politici care au o instabilitate psihică și afectivă, oameni care nu au ce căuta acolo. În primul rând, oamenii aceștia trebuie, așa cum spuneam, să fie inteligenți, să aibă o cultură generală și o cultură politică, ceea ce puțin dintre ei au. Să profesional să fie ok, pentru că s-a mai întâmplat, da, să fie tractorist și să fie în comisia de buget finanțe. Și dați-mi voie să vă întreb ce ar face acolo, de exemplu, nici eu n-aș ști, în afară de bucata mea de medicină, nu aș îndrăzni să primesc vreo altă funcție, pentru că sunt convinsă că nu fac față. Bun, dar aici e și greșeala partidelor și aici ne întoarcem la femeia în politică, pentru că ea vine din marele bazin electoral, să zic așa, dar după aceea alege să facă politică partidnică. Nu intră într-o organizație care susține un anume partid politic, da, o organizație de femei. Da. Că fiecare dintre partidele mari au asemenea organizații de femei și atunci se schimbă povestea. Pentru că deja partidele vin în politică să propună oamenii care pleacă în prima linie. Și aici e o miză foarte, foarte mare. Bun, s-a încercat povestea asta cu uninominalul. Asta ar fi, cred că, soluția cea mai bună. Uninominalul? Da. Eu zic că da. Tocmai l-au scos. Deci nu ne mai alegem nici președintele Consiliului Județean uninominal. Tocmai a fost ales un președinte al Consiliului Județean prin vot indirect, ca să spun așa, adică prin votul consilierilor. Deci electoratul pierde tot mai mult din controlul asupra politicului și partidele politice poate să propună ce doresc ele. Și acum vine povestea. Cât contează vocea femeilor în interiorul partidelor? Contează. Acum, eu am o poziție destul de lejeră, pot să spun. Adică lejeră pentru mine, incomodă poate pentru colegii mei. Pentru că, având vârsta pe care o am, având pregătirea pe care o am, nefiind numită de partid, susținută de partid într-o funcție, îmi pot permite ca în orice clipă să spun exact ceea ce gândesc. Uneori e bine, uneori e incomod, uneori recunosc că mi s-a mai spus lasă părerile pe altă dată și de obicei insist. Nu sunt eu cea mai în măsură, e clar, în partidul din care fac eu parte, dar au fost situații care s-au verificat în timp în care noi femeile, pentru că nu sunt singura acolo, suntem destul de multe, am avut dreptate. Și ar fi minunat să fim ascultate din când în când, măcar ascultate. Și avem idei pentru că, așa cum spun, tot ce facem noi ca femei, facem prin prisma asta de mame, neveste, cu o grijă pentru ce e în jurul nostru. Sigur că nu întotdeauna suntem pregătite să facem analize foarte temeinice, analize politice, nu înțelegem întotdeauna toate subtilitățile, poate nu vedem în spațiu sau în timp atât de departe. Dar treaba asta cu listele, vor veni alegerile, da, să fac listă pentru consilier local, județeni, pentru parlament, e clar că va trebui fiecare conducător de partid să fie foarte riguros. Pentru că lumea, așa cum spuneți că nu aveți partipriuri, în general, din păcate, lumea s-a săturat de politică și mai ales s-a săturat de politică făcută de oameni de proastă calitate. Deci oamenii așteaptă pe altcineva în față. Pentru că ați auzit și am auzit-o eu de multe ori și sincer mă doare de multe ori pentru că eu îmi cunosc colegii și mulți dintre ei sunt oameni extraordinari și nu neapărat numai din partidul din care vin eu și în celălalt. Nu poți să spui noi suntem minunați, restul n-au nicio valoare.
un lucru foarte, o declarație foarte tare, zic eu, acolo, la momentul ăsta, la care toată lumea e cu cuțitele pe masă și sar unul la gâtul altuia. Bune, ok, lupta asta cu cuțitele pe masă este bună în condițiile în care rezultatul e bun. Dacă noi stăm și ne înjurăm unii pe alții și ne batem joc de munca unora sau munca altora, nu vom obține nimic. Asta este și motivul pentru care spun de multe ori că cea mai mare greșeală este în momentul în care se schimbă guvernarea, să schimbăm, inclusiv râdeam noi la un moment dat, și responsabilul de WC-ul public, să fie așa la pus politic. Ok, eu sunt de acord, trebuie să schimb directorul, pentru că tu vii cu un program de politică pe care ți-l susține acel director. Dar aparatul din instituția aia, oamenii care de fapt își fac treaba acolo de 5 ani, de 10 ani, de 25 de ani și care știu foarte bine ce au de făcut, degeaba îi schimbi. Îi bulversezi pe toți, nu vor mai lucra. Bineînțeles că spun mulți, păi bine, s-a schimbat directorul, dar au rămas oamenii lui ăla dinainte. Ok, oamenii nu sunt ai lui. Pentru că, până la urmă, cred că și asta e o problemă în politică. Acolo unde e o femeie, ea nu se va purta ca un stăpân de sclavi cu oamenii din jurul ei. E, mai există și cazuri. Mai sunt, dar nu cred că foarte multe. Adică, tu ca femeie ai măcar jena aceea de a nu jigni și teama că omul ăla se întoarce împotriva ta și nu lucrează și nu te ascultă. Și atunci orice femeie deșteaptă va ști să te atragă, să te facă, să ajungi unde trebuie. Mă rog, unde vrea ea. Dar poate că unde vrea ea e acolo unde trebuie. De ce e greu pentru femei în politică? În primul rând e greu pentru că sunt bărbații, aceste femei din politică. Să arătați pe mine. Normal, pentru că așa am început emisiunea. Da. Sigur că da. Sunt bărbații de lângă acele femei care au pretenția să aibă cămășile călcate, mâncare caldă, frigiderul plin, curățenie, copiii cu minți, numai nota 10, da? Da, da, da. Și asta trebuie să o facă femeia. Ori dacă tu ești partenerul unei femei din politică, unei femei care are o anumită poziție și care are un program obositor, chinuitor, care poate nici nu stă pe acasă foarte mult, problema ta este că tu, în momentele alea, trebuie să-i preiei din sarcini, așa cum noi femeile vă preluăm foarte multe din sarcinile voastre. Corect. Aici femeia oferă, sunt vinovat. Da, ați spus, soția noastră este foarte liniștită, care stabilitatea financiară. Mă rog, e ok, așa gândesc majoritatea. Eu știu foarte multe familii în care femeia este cea care aduce bani în casă, care susține material familia. Și atunci tu, partenerul meu de viață, în cei 4 ani în care eu sunt parlamentar sau consilierul sau ministru, secretar de stat sau ministru, fii bun și ocupă-te de casă, de familie, de mâncare, de curățenie, de spălat, de călcat, da? Aoleo. Pentru că altfel ești foarte mândru, da, că ești partenerul doamnei deputat. Deci trebuie să dau mesaj soției mele. Nu te apuca niciodată de politică, nu o să reușesc niciodată să fac ceea ce faci. Bun, e o glumă foarte frumoasă pe internet cu o doamnă care se duce, nu știu, să ia un împrumut sau așa ceva și, sau nu, și a permisul de conducere. Și funcționara o întreabă ce profesia și zice, sunt mamă de 4 copii. Și zice, o să scriu casnică. Așa, într-o scrivă. Și după aia, o altă prietenă, da, auzind ceea ce se întâmplă, când s-a dus la următorul interviu cu un funcționar, chiar o funcționară publică, a spus, sunt director de proiect, am chiar 4 proiecte în lucru, și sunt, deci trebuie citită ca să da, înțeleasă și bun, creștea foarte mult, zice, desfășor, ce program aveți? Zice, 12, 14, 16 ore, câteodată mai mult.
Deci am cremenit omul care completa interviu și cam așa sunt mamele. Așa sunt mamele și, sincer, așa sunt femeile. Deci o femeie determinată și doritoare să facă ceva în politică va lucra 16 ore. Garantat va face, fără să se plângă, fără să vrea foarte multe deplasări în străinătate. Mânca și la șpriț? Merge și la șpriț, ok. Hai să fim serioși. Sunt multe discuții, multe afaceri, multe probleme care se rezolvă la șpriț. De aia sunt periculoase femeile în politică. Adică nu refuză nimic. Ca să nu refuz eu acum ce îmi spune regia, în caz că pauză, nu că nu ieșim la șpriț, pauză. Dar am revenit în direct, stimați telespectatori. Acum, nu știu cine pe cine intervievează, știți, că se cam schimbă rolurile. Deci eu tare mă gândesc, intru așa la niște pănuieli, deci nu știu, să-ți înțeleasă și cu regia, dă mie pauză. Glumea, stimați telespectatori. Hai să ne întoarcem un pic la povestea asta, familie versus politică, politică versus familie, profesie, pentru că iarăși cariera, multe dintre femeile din ziua de astăzi sacrifică și familie și politică pentru carieră. E adevărat. Cum se obține echilibru? Foarte greu. Și, în primul rând, nu poți să ai un echilibru. Deci, fie ești destul de tânără înainte de a-ți fi făcut o familie, fie ești la o vârstă la care deja copiii ți-i mari, sunt cam pe drumul lor, la casa lor, e foarte greu să le faci pe toate. Și ceea ce observ eu în jurul meu, tinerele în general, preferă în ultima vreme să aibă o carieră, apoi o familie. Asta este și motivul pentru care renunță destul de ușor. Ați văzut, nu știu dacă e momentul sau clipa în care să vorbim inclusiv despre explozia divorțurilor, despre scăderea natalității. Bun, aici avem o mare problemă pentru că avem vreo 20 de milioane de avorturi și aici intrăm pe un teren, nu știu, al creștinismului în care e o scăpare a bisericii, ca să zic așa, și eu unul mi-o recunosc, pentru că n-am reușit să oprim valul ăsta imens de avorturi și lumea acum se întreabă, zice, domnule, se închid școlile, se fac biserici, dar se închid școlile, dacă nu nașteți copii, ce să facem? Asta e una și eu, ca om politic, pot să vă spun că este și o mare deficiență a sistemului medical. Este poate inadmisibil să acuzăm atât de mult sistemul sanitar, oamenii din acest sistem, că sunt hoți, că sunt excroci, că sunt așa, în loc să ne preocupăm așa cum ar fi normal de prevenție și de ajutorarea tinerelor în a-și duce sarcina, a avea o sarcină, ok. Și am să vă dau un exemplu din nou cu cifre. Analizele care nu sunt suportate de Casa de Sănătate și analize care sunt într-adevăr foarte importante pentru o femeie gravidă ajung undeva la 10.000 de roni, de 10 milioane. Nu, 1.000 de roni. 1.000 de roni, 10 milioane. Da, 10 milioane de lei vechi. În condițiile în care foarte multe femei au salari de 600, 700. Bun, acum se va mări salariul, mi se pare, de mâine, de până mâine. Deci ar fi normal. Ne plângem că avem cancer mamar, că ne mor femeile, că avem cancer de col uterin, programe aiurea începute, nefinalizate, nu există consecvență. Ei, eu vreau să vă întreb, la Ministerul Sănătății și la Ministerul Învățământului, unde sunt două sectoare cu preponderența femeilor. Și aici am putea discuta altă dată. De ce femeile sunt mai prost plătite decât bărbații, cam pe aceeași funcție? Nu sunt de acord câteodată, nici cu asta. Câteodată nu e așa, dar mă rog. Câteodată nu e așa. În unele domenii. Deci în aceste sectoare, eu cred că dacă la conducere ar fi femei care poate că știu mai bine ce înseamnă educația unui copil, și sănătatea unei familii,
Și dacă nu, din 4 în 4 ani, atunci când se schimbă guvernarea, ar trebui să radăm tot, să o luăm de la început cu ideile altcuiva, am avea continuitate, am avea stabilitate. E păcat că ceea ce a făcut bine oricare dintre guvernări. Nu, niciodată n-am spus numai PNL-ul e bun sau numai PSD-ul a făcut dezastru sau numai PDL-ul. Nu, fiecare a avut părțile lui foarte bune. Ori părțile alea foarte bune, cei care au venit, pot să spun tot din orgoliu masculin, au considerat numai orgoliu masculin sau există și un orgoliu feminin, pentru că știi că femeile, hai că bărbații rezolvă totul la o bere sau o rezolvă bărbătește undeva în spatele blocului, să zic așa, cum era cum făceam când eram copii, nu? Parte în parte, da. Nu cred că e cazul. Nu, numai puțin. Eu vorbesc că toți suntem niște copii în fond și la urma urmei, da, unii un pic mai dezvoltați așa ca mine. Dar câteodată femeile la femei e, nu știu, iartă cu mult mai greu femeile și trec peste anumite lucruri. Știți, la un moment dat... Din punctul meu de vedere acum, na. Nu știu dacă e așa. Îmi amintesc de unul dintre discursurile domnului Crin Antonescu. Îl numesc pentru că discursul ăla m-a făcut să-l iubesc foarte mult. Când a spus, le spunea colegilor, vrem femei alături de noi în politică pentru că ele sunt muncitoare, pentru că nu sunt supărăcioase și nu sunt răzbunătoare. Deci femeia se va răzbuna pe o altă femeie doar atunci când îi va lua bărbatul. În alte situații, foarte rar o femeie deschidă un conflict pe viață și foarte agresiv. Pe bun, cu și alea care sunt căsătorite cu politicul, ca să nu zic cu politica, că de rău intrăm la altceva, nu? Da. Ok, femeile alea știu să asculte, nu se supără, femeile sunt mult mai ușor de dat la o parte. Bine că, sigur că ne doare. Sigur că sufăr și nu dorm noaptea atunci când o femeie a fost alegeri, da? Fiecare dintre noi am avut suferințele noastre, că n-am ieșit președintă, că n-am ieșit prima vicepreședintă, că am ieșit ultima, că eu meritam mai mult. Asta a fost o discuție și vreau să vă spun că la un moment dat ne-am adunat, ne-am povestit, ne-am mai certat între noi, ne-am spus ce avem de spus, dar în momentul în care avem o acțiune, trebuie să facem ceva, nu mai suntem supărate, nu ne certăm, muncim împreună. Am avut noi, și am să vă dau un exemplu așa din casă ceva, ca așa să vă demonstrez că nu suntem rele. Acțiunea dăruiește o carte. A fost acțiunea femeilor liberale, acțiunea de care s-a ocupat mult sau s-a ocupat 99%. Colega mea, copreședinta femeilor liberale, Iulia Raica. Sigur că la ședința pe care noi am avut-o de analiză acelei acțiuni, ne-am hârăit între noi. Oricât de drag ne-ar fi, oricât de mult am încercat să nu se vadă că noi suntem PNL cu PDL împreună, un nou PNL, există mici mușcături. Dar asta n-o s-o vadă, zic. Există și mari mușcături. Există mari mușcături. Eu vorbesc despre femei. Deci ce se întâmplă în organizația noastră de femei. Și asta am spus. Haide, ne întâlnim o dată pe lună, ne spunem și bune și rele, mergem și noi la cafea sau la bere, dar toate lucrurile astea le rezolvăm între noi. Și marele păcat este atunci când toate discuțiile astea au loc cu jigniri, cu umilințe sau ceea ce se spune spălatul rufelor în public. În public, am înțeles. Ceea ce este jignitor pentru mine ca femeie, și este jignitor pentru oamenii care îmi sunt mie alături, dar este minunat, benefic, pentru cei din celelalte partide. Deci atâta timp când noi ne vom certa, unii se vor bucura.
Din păcate, de multe ori ne gândim, da, dacă sunt foarte vizibil, lumea mă cunoaște, o să știe de mine, vin alegerile, o să fiu pe lista de consilier, o să-și amintească, aia care apărea la televizor, era cu gura mare, făcea. E, nu știu dacă e chiar așa. S-ar putea ca lumea pe mine să mă taxeze și pe doamnele de la PSD, am voie să vorbesc și de ele, sunt tare dragi majoritatea, sunt chiar femei frumoase acolo și deștepte, și pentru că ele au fost cu mințele, liniștite. Invizibile. Invizibile. Vor fi vizibile în campanie și vor câștiga, poate. Bun, în campanie se schimbă regulile, nu știu dacă o să fac. Mă gândesc foarte serios, stimați telespectatori, ca în campanie anul ăsta, s-a mai întâmplat într-o campanie, să stau, nu anul ăsta, că nu s-a alegerea, nu, turul ăsta de scrutin, să zic așa, care se apropie, să stau deoparte, pentru că, nu știu, risc foarte mult. Probabil că nu o să respecte regulile. Adică m-am săturat ca numai ei să nu respecte regulile și să nu plătească. Este și asta o mare problemă în politica românească. Dacă într-un partid este un președinte de partid mai autoritar, se revoltă lumea, noi nu vrem politica pumnului în gură. Eu consider, poate ajungând la vârsta asta, poate având o profesie în care am fost groaznic de mult, a trebuit să învăț, să fiu riguroasă, având băieți, și întotdeauna am spus că mamele de băieți sunt practicante de sporturi extreme, e foarte greu să fii mamă de băieți. Foarte greu să fii, și de fete, nu? De fete e mai greu să fii tată, cred eu. Da? Mama e mai ok un pic. N-aș zi, eu nu știu, mama e mai ok, de ce? În sfârșit, nu intru, în polemica asta nu intru, vorbim despre femeia în politică. Femeia. Sunt cu minte. Da, așa. Trebuie la un moment dat ca bărbatul să înțeleagă că trebuie în primul rând să ne asculte. Deci cred că ăsta e primul pas pe care trebuie să-l facem. Să fim foarte ascultători. Să ne ascultați, să ne auziți. Hai să începem așa. E cu totul, e mai bine, e cu totul și cu totul altceva. Adică prima dată să ascultăm ce spune. Și dacă femeia vorbește prea mult, că e și asta un... Da, în general vorbim mai mult. Se zice așa, se zice când o femeie tace, te rog, nu întrerupe. Da, dar se întâmplă mai rar lucrul ăsta. Da. Da, există femei care vorbesc mult și nu spun mai nimic, așa cum există și bărbați care au un talent de a vorbi foarte mult și care nu-ți transmit nimic. Există și bărbați foarte seci, foarte duri. Îmi amintesc din nou de campania pentru prezidențială, când la un moment dat trebuia să mergem cu niște mesaje, da? De ce Klaus Iohannis, care este un neamț, un bărbat rece, și el abia scoate domnule, inexpresiv. Și recunosc, ca femeie, fiind în stradă, m-am tot gândit, Doamne, ce să le spun eu femeilor? De ce l-aș alege eu pe Iohannis? Și m-am găsit două motive care le dădeam de gândit celor care mă ascultam. În primul rând am zis, eu le votez pe omul ăsta pentru că îl admir ca bărbat. Avea șansa să plece în Germania, să trăiască super ok, dar pentru că a fost îndrăgostit de o româncă, a rămas aici alături de ea atâția ani. Zis, nu și nu, eu rămân la Românica. Și el a ascultat-o. Și al doilea lucru... Și înalt și frumos, neamțu, și ascultător. Asta e. Deci de ce să nu vreau eu așa. Un așa președinte? Da. Și al doilea motiv, un motiv poate mai neserios, citind cartea lui, pas cu pas, în prima parte povestește că în prima lor locuință el a pus gresie, faianță în baie și și-a amenajat grădina. Deci câte femei au norocul de a avea un astfel de partener? Și am zis, sunt două motive pe care eu, ca femeie, de rând, nu din politică, îl aleg pe acest domn președinte. Bun, asta era de vândut, pentru că aici... Avem o problemă. În politică trebuie să știi să vinzi, să te vinzi. Da, în politică trebuie să știi să vinzi. Uite, mai învățăm câte ceva. Deci în politică trebuie să știi să vinzi. Bineînțeles.
îți vinzi ideile, îți vinzi programele de guvernare. Sunt lucruri pe care tu noaptea, zile, nopți le creezi, le aduci într-o anumită ordine, da? Eu dacă am o idee, vin și vă spun vouă la televiziune și poate pare banală. Dacă mi-o îmbrac frumos, o ambalez, îi pun funtiță, asta este. În politică, ca și în artă, trebuie să știi să fii frumos pentru cei din jur. Nu găunos. Bun. Deci frumusețea aceea trebuie să aibă ceva în spate. Să aibă substanță. Bineînțeles. Aibă, dar dacă există numai substanță, fără o formulă de prezentare atractivă, nu vei avea succes. Mai ales ca femeie. Bun, și totuși, întorcându-mă la povestea asta cu Iohannis, asta, primul lucru cu să știm să ascultăm femeile, să se facă auzite, adică să auzim mesajul lor, e un lucru pe care l-am învățat astăzi, stimați telespectatori, și probabil că voi fi cu mult mai dispus să stau să ascult ce spune și... Soția, colegă, prieten. Da, colaboratoare. Fetele, eu am două fete acasă, deci complic. Bine, deși să vă spun ceva, prin definiție eu sunt un bun ascultător. Da, eu și reacționez foarte repede, adică de multe ori nu las oamenii să-și termine ideile și ăsta e defectul meu, n-am ce să fac. Mă rog. Deci să știi să asculți. Și totuși, întorcându-mă la povestea cu Klaus Iohannis, n-avem nevoie de un președinte totuși care să pună gresie și faianță și să amenajeze grădina, dar mi-ați dat iarăși și a mai învățat ceva. Mesajul politic în România de multe ori ține și e pliat pe nivelul de cultură politică pe care îl are electoratul, care habar n-are care sunt atribuțiile președintelui. Sigur că da. Nu credeți că ar trebui, că aici e o mare problemă. Femeia care se ocupă de educație n-ar trebui să militeze, nu știu, e iarăși o întrebare, n-ar trebui să militeze pentru educarea acestui electorat să nu mai fie atât de ușor de dus de nas, ba de unul, ba de altul. Bă, hai să-l alegem, că e frumos, că e sas, că n-a plecat, că pune grese și faianță și că așa amenaja grădina. Și că nu-i circar. Și că nu-i circar. Bun, e foarte greu. Bine, haide, gândiți-vă, ați zis că nu mai vreți emisiuni politice în preajma campaniei. Gândiți-vă acum, dacă ar fi să vă întreb, pe cine ați chema să facă astfel de educație, fără să fie implicat politic? Pentru că dacă eu vin și... Nu, să fie niște... și implicat politic. Da, dar în momentul ăla lumea va crede, păi a venit să îi elogieze pe colegii ei. Poate că ar fi interesantă niște, nu neapărat emisiuni, poate chiar, uite, e o nebunie cu rețeaua de socializare, da? Nu, acolo nu ascultă nimeni. Foarte multe informații, comentează ea dacă se află, nu se află în treabă, adică n-au treabă cu subiectul ăia, comentează. M-a enervat unul astăzi la culme. Că, bun. Sunt și comentarii, dar poate că ar merge. Și eu rămân la ideea că tineretul e cel care va salva România. Tineretul, adică generația care acum are 20-30 de ani. Copiii ăștia sunt deosebiți. Copiii ăștia sunt primii care au scăpat de povara aia educației comuniste. Dar există, din nou spun, riscul că la circul care e la televizor, în presă, la toți care au fost lideri și sunt acum arestați, copiii ăștia ori nu mai vor să facă politică, ori, din păcate, se pot gândi, hai, mă duc și eu 4 ani, mă arestează ăla și după aia ies și am de toate. Aici trebuie să avem grijă, într-adevăr, cu generațiile tinere. Iar rezultatele la vot vor fi așa cum ne dorim, cum sperăm, nu neapărat. Că, sigur că eu mi-aș dori să câștige PNL-ul toate alegerile, pentru că de asta am făcut și fac politica PNL-ului. Dar eu aș avea o extraordinar de mare fericire dacă în 2016... segmentul de 20-40 de ani ar veni la vot. Și cred că acolo ar fi succesul meu și a colegelor mele ca organizații de femei.
Și am să vă mai spun ceva din casă. La un moment dat le spusesem copiilor mei, care unul are 20, unul 30 de ani, să rămână, să fie sănătoși. La un moment dat, e cel mare, deci cel de 30, mă duc eu la vot, iar m-am săturat de ăștia. Și am zis, dragul meu, nu te duci la vot, o lună de zile n-ai mai sponsorizare nimic de la mine. Holiu. Deci vii cu buletinul, văd bulinuța cu votat, primești... Deci, este parșiv ceea ce poți să faci. Așa. Dar trebuie, ca femeie, într-o familie, să găsești soluții pentru orice. Hai să ne gândim, să găsim soluția de a implica. În primul rând, de a prezenta prototipul omului politic care să se apropie de ceea ce îmi doresc eu sau dumneavoastră sau oricine altcineva ca cetățean. Ultimul minut de emisiune. Deci colegul meu a tăcut atât de mult... Deci nu mi-a zis, bă, vezi că mai e 15, nu. De obicei se fac anunțurile astea în cască, dar acum probabil că l-a prins atât de tare emisiunea încât a uitat, se uite la ceas. Și mai avem un minut pe care vi-l dau. Minutul... Unde vă vedeți peste, nu știu, 9 luni în politic? Sau nu, 12 luni în politica din județul Hunedoara? Că se apropie alegeri locale, în primul rând. La alegerile locale, simt, proiectul meu pentru aceste alegeri locale este să fiu consilier local. Pentru municipiul Deva? Pentru municipiul Deva. Deci acum eu... nu aveți nicio funcție, niciun consiliu. Nu sunt în birou. Nu, doar la partid. Doar așa? Atât, sigur. Nu am alte funcții și nici nu renunț niciodată la meseria pe care o am pentru vreo funcție în administrație sau altceva. Deci medic și nu... Aici medic. Nu mai încape niciun fel de negociere. Medicul rămâne medic și cred că am timp, putere, inteligență, determinare să fac și altceva pentru comunitate. Eu mai vreau să facem, că n-am terminat. Aoleu, câte întrebări, dar deja e fără 10 și după noi mai vin și alți colegi, că suntem tare ocupați, să zic așa. Vă mulțumesc pentru absolut tot ceea ce ne-ați spus în această seară, că am mai învățat ceva. Dragii mei, hai să ascultăm și femeile, să nu mai fim numai noi aia macho și tari și nu contează. Să învățăm să le ascultăm și din volumul ăla mare pe care ni-l spun ele, să alegem două propoziții, o propoziție. Da, numai ce-i bun, crema cremelor. Rămâneți cu Hunedoara TV, ne revedem săptămâna viitoare la o nouă emisiune Întâlniri. Până atunci vă doresc toate cele bune.